dispoziția articolului 39 aliniat 1 din legea administrației publice locale și prin dispoziția 232 a domnului primar, a fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. La ședință sunt prezenți 13 domni consilieri, domnul Francis, doamna Maricica lipsesc. După cum ați luat la cunoștință și din invitația primisă, avem următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind activitatea de protecție a mediului, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestru 1, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Oituz, proiect de hotărâre privind înființarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizarea comunei, un proiect de hotărâre reluat privind aprobarea modelului cadru pentru agenții economici și instituții publice și a decontării de către ADIS Bacău la tariful unic de 317 lei pe tonă pentru colectarea deșeurilor municipale și s-au mai inițiat 4 proiecte de hotărâre, unul privind stabilirea contribuției comunii la finanțarea activității de asistență socială, pentru care s-au dat avize, apoi un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat, pentru care nu avem aviz, în condițiile astea nu se poate discuta. Un alt proiect privind identificarea și atestarea suprafeței de 6 metri pătrați în zona părului sărat ca făcând parte din domeniul public al comunei și un ultim proiect, identificarea unor terenuri ca făcând parte din domeniul privat al comunei. S-au făcut lucrările cadastrale și trebuie introduse în domeniul privat ca să fim în regulă. Deci asta este ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? 13. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, va trebui să alegem un președinte de ședință. Are o propunere, doar Valentin. Imediat. Deci, domnul... O să luăși Mihai. Alte propuneri? Domnul Sorin, văd. Domnul primar se simte bine, mă rog, nu. Da. Domnul Apostu? Conferință. Da. Deci, Gogul. Apostu, are. Păi să vedem cine este pentru domnul Budnaru. Sus mâna să număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Din 13, majoritatea. Da. Domnul Budnaru rămâne... Da, vă mulțumesc pentru acordul, încrederea care mi-ați dat-o și sper să fim cât mai cuminți la ședință, să n-are rost. Mai avem două ședințe, să nu ne certăm, să nu ne batem pe aici. Să meargă și cât mai repede. Toate proiectele sunt trecute. Da, sunt în ordine. Sunt în ordine, nicio problemă. Dacă sunteți de acord, majoritatea s-a primit. Să trecem la primul punct. Da. De pe ordinea de zi. Puteți trece la punctul 2, domnul președinte. Da. Se poate și la 3. Să luăm în ordine ca să meargă... Activitatea de protecție a mediului. Acestii cu protecția mediului. Da. Aviz a fost dat de comisie, da. Nu? Așa. Dacă sunt înscriere la discuții, la cuvânt, aveți dreptul. Completări la proiect, propuneri. Unde le avem proiectul? Nu am mai tot așa. Da. Aș vrea eu aici la proiectul de mediu. Deci eu am de unul ce am primul proiect. La proiectul de mediu aș vrea să discut pe linie de mediu, să fac încă o dată propunerea. Ne izbim veșnic reclamații, controle de la garda de mediu. Oamenii aruncă în continuare cantități de gunoi enorme, cu mașinile aruncă.
și la Iordogatu a aruncat 3 bascule de 3 tone, plus într-un loc numai sticle, borcane, cum coborăm pe marginea apei. Cum facem utilajul, trebuie să mergem să le ridicăm, să le ducem. Eu la ăștia totdeauna le-am zis că trebuie să luăm container de la Rompres, să plătim noi pentru ei, trebuie să înființăm neapărat, să luăm un om la mediu, că nu poți să umbli. Comuna e aproape la nivel de oraș și la oraș ai serviciu de mediu cu 3-4 oameni. Cel puțin un om la mediu ca să fie o continuitate, că eu așa e părerea mea, asta e părerea mea, că dacă nu avem o continuitate la una la curățenie, că nu o să mai ajunge niciodată să avem curățenie în oraș, o să curățim în sat, o să curățim după oameni, că uite și cu container, cu tomberoane, nu vin să le ia. Sau ne ducem la ei și le refuză. Amin. Cu toate că le spunem că-s gratuite, și oricum plătesc gunoiul, nu vor. Și atunci ar trebui cel puțin serviciul ăsta să ne gândim, că ar fi loc ăsta. Cam atâta. Domnul Iegher. Tot în legătură că am spus și la ședințele anterioare, să... în zona mea să pună camere de vreo 2-3 camere de la vedere. Ca să nu se mai arunce, că acolo e zona cea mai principală. Și se aruncă la greu, se aruncă noaptea. Și dacă avem camere de la vedere, și îi putem depista. Și tot timpul am insistat să dea, domnule, am spus și numii ăsta, dar nu, conducerea primăriei putea să dea o amendă. 2, 3, 4. Și atunci nu se mai întâmpla cazurile respective. Deci nu se mai arunca în halul ăla cum s-a... Eu am făcut și cu... Au fost și băieții în zonă care de la Pașeri, care ăsta... de la social. Am făcut și eu și deci măsurile, deci dacă nu se dă o amendă, dar acum nu se poate da o amendă, nimic, că nu se dă amendă. Nu s-a dat niciodată o amendă la cei care au adus gunoaie și au adus astea. Deci monitorizarea, asta e. Domnul apostol. Monitorizarea asta. Da. Domnul viceprimar, oameni din zona mea reclamă, tractorul primăriei a dus gunoaie în plumb de acolo. Mare parte de jocoi eu spun că vin la primărie. Domnul, dacă se adună gunoaie, de unde se adună? Nu, ne aduceți acolo în plumb. Altă problemă. Nu, bolovanii cu totul altceva, domnul primar. Am fost în plumb unde s-a depozitat moluzul de unde se strică stația de apă de la Ferestrău. M-a rugat domnul viceprimar, avem drumul ușorul ăla până a fost trenulețul, să refacem drumul pentru cetățenii ducă la exploatațiile agricole din țarnă, Bătca. Și am spus, bolovanii ăștia care sunt, betonul, să punem la bază, umplem și să refacem drumul ușorul ăla. De la stația aia s-a dus beton armat. Țiganii au venit și au făcut moruz acolo ca să pune piele. Iar noi, cetățenii din zonă care au vândut țiganii, am lăsat să se bocănească acolo zile întregi. Domnul primar, am fost în prunt. Deci s-a pus bolovanul de ăștia, betoanele astea, s-au pus la bază ca să nu fie pe digul în zona noastră, dar s-a pus și aiurea de s-a înfundat o groapă acolo. N-au ce căuta aia acolo, putem să-i ducem să sprijinim malul, să întărim malul la drumușorul ăla. Și am vorbit cu domnul vicedie, nu am vorbit chestia asta. Da, domnul Dorea, păcat. La fața locului mașini nu poate. Odată am încercat cu o mașină mare și mergeți, întrebați-l pe băieții de la PMV, cum am adus cu două bulto, am reușit să nu se răstoarne mașina și am intrat în curtea omului. Drumul este instabil acolo, mașina mare. Domnul vicedie, pe albi, nu pe acolo, pe albi și răsturnăm la baza drumului. Am încercat, uitați pe albi, am încercat. Păcat că nu-i faraon, am pus acolo și l-am împins cu buldo și a venit și la domnul primar, a venit
Cojoc, ăla care puțin știu, a zis vă fac reclamații peste tot, să nu mai duceți nimic acolo. Nu, și acum vine stricat. Cojoc a făcut reclamații pentru că ați dus gunoaie acolo. De asta am dus, am dus ce găsim și s-a stupat. Când am vrut să mergem împreună să desfacem. Când am vrut să iau pământul de acolo, tot la fel, a făcut scandal, am împins ca să care era acolo unde era casa. Uitați-vă unde mergem împreună de acolo, să vedeți să facem face drum. Dar să depozităm bolovanul ăsta la baza drumușorului. Trebuie de făcut, pentru că oamenii nu mai iese pe DN-ul. Iese pe drumușorul ăla, duce în țară. De-aia m-am zbătut și am vrut să fac. Și au venit, când m-am dus acolo, cât am stat eu, a fost bine. Întrebați-l pe faraon. Să vedeți cum a sărit la faraon, să-l bată și la gelul. A dus cineva cu două mașini de pământ pe strada aia. Și unul harapul a dat telefon că-i cheamă în mediu, că-i sparge cabina la mașină și ăsta. Deci eu doar știți cum fac oameni, nu-i împăși niciodată. Domnul viceprimar, dacă ducem bolovanii ăștia, betoane, ducem acolo, o să vedeți că nimeni nu vă spune nimic. Întrebați-l pe maestru de acolo, că am vorbit, nu poate să intre cu mașină. N-au mașini cu basculare laterală și nu poate să intre. Mașină mare nu poate să intre. Dacă facem pe albe, pe fosta albe auzit, dacă facem drumul, pe fosta albe, poate să intre. Când am vrut să duc balastru, a încercat Hever, merge strămadă în jos acolo, că e un teren moale, patinează, nu poate. A făcut un drum oamenii separat acolo. Mergeți, că am încercat. Nu am fost, că era un balastru. Bun, încercați, uite, duceți o mașină, întrebați-l pe Hever. Dar vă convine, de exemplu, să-mi dăm cu bolovanele de acolo, să-mi dăm o gaură din prunt? Vin să vedeți, în loc să-i punem măcar, să zicăm cu budul la bază, să nu vină, să nu rupă dicul oituzul, eu am prăștiat unde a vrut pe tot prundul ăla. Nu, vine dumne, nu poate, a trecut pe deasupra, că le-am zis să bage pe deasupra și a făcut două zile la rând, trei pene. Domnul Bicicu, are tot ăsta și atunci au făcut... Are pene pentru oare de la lemn. Da, și au făcut pe jos drum și tot a împins, tot a venit și au făcut cât poate, ca după aceea când aduce pământ să pună deasupra, și după aceea să continui. Dar oamenii vrea din prima zi să iasă asfalt. Nu merge. Domnul viceprimar, această firmă care o demolează are contract cu Petrom. Are contract cu Petrom. Un contract este clar cum se ducă rezidurile. Ei trebuie să bucure că le duce, nu duce la sute de kilometri și duce aici. Măcar să le pună unde avem nevoie. Domnule, dar n-ați merge și vorbiți cu maestru să vedeți, a făcut pan, nu poate să treacă. Nici tractorul nostru a dus gunoi, l-a lăsat undeva acolo. Și ca să astupăm, să fac un strat, intră... Acum trebuie să avem buldoz, după ce ați făcut un buldoz... Păi după ce să faci buldoz, că nu poți cu tractorul, faci pană. Am fost întrebați-te oameni, eu n-am nicio treabă, nu... Nu, așa trebuie, domnule. Trebuie depozitat la bază și cum buldoz... Și după aceea, nu trebuie scamator unde ești, dacă buldoz te mergi. Dacă închiriem un buldozer pe șenilii, o să ieși și-l împinge tot sus. Asta e ideea. Sau după ce aducem, începe să aducem pământ, facem mai gros și mergem pământ. Dacă buldozerul nu se poate lua de aici să-l duci la 100 de metri, chisoane de beton. Trebuia basculate în zonă și buldozerul lua și-l împinge anumal. Dar basculate în amonte, la dealul basculate. Pe fosta albi, tu zici, se poate, domnule. Eu am fost acolo. Se poate face un leac în grup cu budo și trece mașina acum. E balastru, e tare. Mulțumesc, domnule. În probleme de protecția mediului putem să discutăm două zile așa cu date tehnice, cu soluții tehnice, cu tot felul de probleme. Părerea mea este că, și am mai spus și cu altă ocazie, totdeauna ne ducem la efect și nu la cauză. Prima problemă pe care o văd eu este forma de organizare a problemelor de mediu. Trebuie să găsim o soluție de organizare, să punem pe hârtie un mod de organizare competent cu stabilirea unor măsuri concrete. Să știm cine răspunde, ce măsuri luăm împotriva celui care răspunde și nu și-a făcut datoria, cine controlează, cum controlează și când controlează. Asta ar fi o primă problemă. O a doua problemă, trebuie să îmbunătățim activitatea de comunicare cu cetățenii Comunei Oituz. Dacă nu stăm de vorbă cu ei și nu le spunem care este importanța și ce trebuie să facă și cum trebuie să participe și ei, pentru că 99% domnule zice primăria trebuie să facă. El are dreptate, pentru că până la urmă, dacă ei strict tot sensul, el are dreptate, pentru că omul plătește niște taxe și niște impozite. Dar în același timp, după ce plătește, este și el participant la viața comunei. Și atunci trebuie să îmbunătățim comunicarea cu cetățeanul Comunei Oituz. Să știe omul cum îl ajutăm și cum ajută.
Pentru că ne ajută și pe noi, să ajută și pe el și ajută și vecinii. Și mă gândesc că ar fi foarte bine dacă, așa cum spunea domnul vice, dacă găsim un om care să-l angajăm, sau să dăm în sarcina cuiva, să stabilim în sarcina cuiva, pentru că și așa, sunt în primărie are suficienți angajați. Nu știu dacă toți au încărcare. Dar să dăm în sarcina cuiva care să se ocupe de această problemă. Cu posibilitatea și cu derogarea dată de domnul primar sau de Consiliul Local, să poată să aplice și sancțiuni. Până nu trecem la sancțiuni, nu o să avem niciun... Asta e părerea mea. Deci trebuie să existe din momentul în care a venit Romprestul în comună și să face curat și stabilim și ultimele detalii, trebuie să stabilim o formă de organizare a protecției. Eu mă amintesc că într-o altă legislatură, domnul Nițu era viceprimar și ne-am oprit și am făcut niște controle la căruțele care duceau la lemne. Pentru că puneau gunoi în căruță și le arungeau pe marginea șanțului. Și am reușit atunci, am făcut două, trei controle cu poliția, cu poliția de stat, nu cu poliția locală, am făcut două, trei controle și am, într-un timp, am închis această sursă de gunoaie. Da, dacă nu acționăm și nu ne ocupăm, și în primul rând comunicarea cu cetățeanul, comunicarea cu populația comunii. Mulțumesc, domnul președinte. Da, dacă nu mai sunt răspunde la cuvânt, supun proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Deci cu 14 voturi se abține. Trecem la punctul 2 pe ordinea de zi. Dăm cuvântul doamnei Lupu Lenuța, care nu este, deci îi dăm cuvântul lui domnul Lupică Vasile, președintele Comisiei de Specialitate. Prezenta raportului de analizare. Comisia a analizat, este vorba de execuția bugetară pe trimestrul 2016. Am constatat acolo o serie de, n-aș spune inadvertențe, de neîmpliniri și de încasări mai mult decât prevăzut la anumite capitole. Deci există, de exemplu, unul din capitole unde s-au înregistrat minusuri la încasare, este vorba despre încasarea taxe la mijloace de transport pentru persoane juridice. De asemenea, tot la persoane juridice s-a încasat mai puțin la taxa pentru construcții și pentru terenuri. În schimb, s-a încasat mai mult la intravilan și la extravilan de la persoanele fizice față de ce a fost prevăzut. Una peste alta sunt doar vreo câteva zeci de mii lipsă la planul stabilit pentru trimestrul 1. Cheltuielile au fost cele prevăzute în buget și ele s-au făcut conform prevederilor din buget. Deci asta este, da? Asta este. Dacă materialul prezentat, în domnul consilier, vor subscrie la cuvânt. Dar ar mai fi o chestie, trebuie neapărat să găsim niște bani pentru cele două grupuri sanitare de la grădinița de la margine și de la grădinița peste bani. Poate într-o ședință extraordinară să găsim, să întocmim un proiect de hotărâre și așa cum discutam cu doamna contabilă, avem o soluție să luăm niște bani de la o investiție unde au fost prevăzuți, după părerea noastră, mai mult decât era necesar, și să băgăm să rezolvăm prea la cele două, pentru că ar trebui neapărat ca 9 ani de învățământ 2016-2017 la aceste două grădinițe să intre și ele în civilizație cu două grupuri sanitare în interiorul locației, chiar dacă o să fie fosă septică, pentru că deodată canalizarea e un vis în zonele alea, dar trebuie să avem cu apă, cu tot ce trebuie acolo ca să ne face față. Sunt fose septice standard. Sunt și de alea fose septice standard, care sunt standard, sunt care nu mai ai nevoie de 1000 de ori mai bine apa iese, apa curată, poți să-i dai drumul. Da, mulțumesc, domnul președinte, atât. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci cu 14 voturi trecem la punctul 3. Punctul 3 de ordine de zi, șeful jugarului de la SGS nu este,
Da. Cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive. Și haideți că eu l-am analizat în comisie la noi. Da, domnul da. La comisia de specialitate, așa că dăm cuvântul domnului Lupite. Deci, noi am analizat în comisie planul de apărare împotriva evenimentelor din comuna Oituz. El a fost axat pe un plan mai vechi, care, după, în opinia mea, anumite lucruri trebuiau scoase, dar nici nu deranjează de că sunt acolo. Partea mai veche a situației este vorba despre pericolele pe care le prezentau instalațiile din municipiul Ionești, care erau în funcțiune acum câțiva ani, așa, și este vorba de situația toxică care putea fi creată de uzina chimică, pentru că clorul este hidro și de regulă se transmite pe cursul apelor în amonte, nu în aval, în amonte, deci el merge pe cursul apei în amonte, un pericol care nu mai există, cauciucul de asemenea și rafinăria de asemenea, unde exista posibilitatea unui hidrogen sulfurat care exista într-adevăr un pericol. Cine e mai în vârstă și amintește că cu hidrogenul sulfurat se făcea gazul de luptă hilariant, ăla care mureai până râdeai, râdeai până mureai. Da, te-am apucat râsul și mureai râzând. Aici zic eu că ar trebui să-l mai completăm un pic cu grupele de deblocare-salvare. Pericolul mare la noi în zonă este mai puțin de inundații, pericolul mare ar fi a unui cutremur de magnitudine ridicată, care ar putea să creeze ceva probleme. Și aici cred că o grupă de salvare, de blocare-salvare foarte bine organizată, zic că ar avea efectul scontat. Și mă gândesc în viitorul nu foarte îndepărtat, având în vedere densitatea caselor pe kilometru pătrat în comuna Oituz și mai ales într-o anumită zonă, procurarea unei mașini de incendiu. Găsim mașini de incendiu la second hand aduse din statele europene la prețuri rezonabile, care sunt funcționale și care nici măcar nu se plătește taxa de mediu pentru ele. Da, și în donații, dacă se umblă, se dă. Și dacă se umblă și donații, vorba domnului vice, găsim donații. Găsim o donație. Nu mai trebuie să ne organizăm, să avem o formație care să facă față. Trebuie 4 oameni, adică un șofer, cum? Să aibă permis, 4 oameni. Da, dar nu. Să știți că la ISU există... Eu vreau să vă spun ceva. La combinatul de cauciuc sintetic, la început, era director general Bunea. Și era un șef de serviciu administrativ care s-a ridicat într-o adunare generală și a zis, tovarășul director, centralista de la incendiu, zice... Stă și croșetează. Și Bunea i-a zis să croșeteze cât mai mult, tovarășul, să n-aibă nevoie să alarmeze. Da? Deci în momentul când ai o formație de asta, chiar dacă joacă șeptică, dacă a intervenit și salvează două case și au scos banii pe 2 ani. Grupul de pompieri de la Onești și-au estimat o listă de amenajat un centru la Oituz. Aduce mașină, aduce personal, cu condiția ca noi, Consiliul Local, să amenajăm spațiu pentru cei 4 salariați și spațiu, garaj pentru mașină pe timpul iernii, cu încălzări și spațiu. Eu cred că e bună asta. Foarte bună, cea mai bună soluție. Pentru spațiu n-ar fi o chestie chiar așa de grea de amenajat. Dar nici o hală să băgăm mașina de și în interiorul halii să facem un spațiu unde să stea personalul. Corect. Bă, dar începem, mă rog, în prima fază să-i facem. Eu cred că o putem dezvolta pe asta. Și dezvoltăm ideea asta al lui Cărășel, al colonelului de la asta. Ideea foarte bună. Da. Sunt totuși probleme de locuitori, sunt probleme de casă. Vor să ne dea o rabă din aia și raba aia e... Ca ei îl exploatează, ei îl e altă, e mult mai bună. Tot al lor, răspunde ei. E ca un fel la concesiune fără bani. Da, da, îi luăm custodie. Ei sunt și mai cerșători așa. Mi-a ajuns cu o cotă de motorină la un moment dat. Eu știu cum e, da? Dar e rezolvată treaba. E rezolvată treaba. Și putem pune... Domnul primar, e foarte importantă chestia asta. Foarte importantă. Mulțumesc, domnul președinte. Eu vă mulțumesc dacă
Domn consilier, să mai înscrie la cuvânt cineva, dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci cu 14 voturi pentru. Da. Cu completarea, cu completarea de deblocare-salvare. Da, deblocare-salvare, da, și cu ceea ce a spus domnul primar. E foarte bună de luat în calcul. Da. E cea mai eficient. Da. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Și dăm cuvântul, nu este doamna inspectoare aici, Emilia, cuvânt, că, deci, dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive a proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului public de alimentare cu apă, canalizare, toate comisiile comune, au primit, tot în comisia noastră cred, nu, toate comisiile, da, primit și deci Ludică Vasile, Butlaru Valentin și Mițu Nicolae. Am avut avem avizii, da, am dat aviz favorabilă. E un lucru important, adică nu... Da, s-a discutat, s-a aprobat, eu părerea mea că să supunem la vot, dacă nu... Deci asta e prima fază. A, da, domnul Stierpu. Mă scuzați că nu vă văzusem. Trebuie să ne grăbim să ființăm această societate care se ocupă cu apa și canalizare, pentru că e dezastru cu apa la ora actuală. Păi să avem pe cine întreba măcar, de ce nu curge apa, de ce apa vine tulburii? Păi curge, apa curge luni, marți, miercuri, joi nu curge, vineri până la ora 2 și de la ora 2 nu mai curge până luni dimineață. O fi avut program că... Păi nu știu ce program are. O fi avut program ca parlamentare în orice. S-a îndemnat lumea ca să se lege la, să se branșeze la apă, să branșează la apă, dar închide apa când se branșează. Deci branșarea se face cu supresiune, cu apa supresiune. Dar ei închid, se branșează și uită să mai deschidă apa. Plus de asta s-a branșat două secții din astea spălătorii mașini și băiatul ăsta de la apă zice că îi consumă, închide, mai reduce că e apa prea multă. Că ea spală mașini zi și noapte și consumul e foarte mare și populația suferă din cauza. Eu am făcut propriu. Da, domnule, dar să legați, domn primar, dar să legați la apă și spală cu apa de la... Lui e branșul, lui e de la botezatul, adică la domnul botezatul, acolo la serviciu, și cu serviciu... Dar părerea mea că... Au fântâni, eu nu cred că s-au legat. Au nevoie de niște lucruri dacă se leagă la apă, deci... Au acord, trebuie... Au nevoie de niște avize. Sunt niște chestiuni foarte interesante de rezolvat. Dar știu că are puțuri, Eu mă refer la deversarea apei uzate. Deci după ce a făcut spălarea, e vorba de deversarea apei uzate. Unde deversează și în ce condiții? Domnul Lupic, nu le dădea o trează cu din asta, cu soluție biodegradabilă. Facem un pariu, că n-au bazin de cantare. Dar asta este... Domnul Gogu, domnul viceprim. Părerea mea este foarte... Atunci, eu părerea să supunem la vot, să dăm cât mai repede proiectul de hotărâre, că până nu înființăm societatea așa, nu avem controlul. Până nu ai oamenii, asta e părerea, cea mai bună. Președinte, da, în proiectul de hotărâre nu-i stabilit număr de angajați, trebuie să aibă un buget separat, trebuie să aibă ordonator de credit terțiar, sunt câteva lucruri care trebuie stabilite, probleme de forma de organizare. Domnul Lupică, este prima etapă de vară, să faci un proiect de hotărâre care spune tot și putem face eventual o ședință extraordinară și dăm drum pentru angajare. Articolul 4 va trebui să îndeplinim toate procedurile ca să ne înregistrăm la fisc. Ok. Păi trebuie, când noi dăm proiectul de hotărâre, îi dăm drumul, să duci în prima etapă, următoarea... O să urmeze un program de organizare și de funcționare. Așa, cu stat de funcție, exact. Statutul, sigur că compartimentele care ușau în datorie, ar trebui că le și atunci hotărâm câți, cum... Intrăm în amănunte după aceea. O să discuți cu Emilia, să vedem în ce condiții putem, măcar luna viitoare. Trebuie să extindem canalizarea și
rețeaua de alimentare cu apă ca să aibă societatea respectivă de treabă. Toată comună, că s-a. Că sunt zone cum e mare. Asta va fi în planul de dezvoltare. Trebuie extins să intre. În plan de decalare care l-am aprobat, avem extindere apă și canalul. Deci, sigur, va trebui să asigurăm și ponte. Deci asta trebuie să înființăm neapărat. Dacă nu înființăm, nu putem să facem recepționarea lucrărilor. Nu se poate, nu se poate demara nimic dacă nu avem societate. Recepționarea lucrărilor și a canalului și a apei, nu putem să începem extinderea. E legată una de alta. După ce, după ce am făcut asta, putem să vorbim de extindere. Până atunci nu putem. Și suntem obligați să începem extinderea, pentru că o să intrăm din 2017 sau 2018 în penalizări de la Uniunea Europeană, dacă nu avem. Aia trebuie gândit în viitor. Păi, da, bine. Da, trebuie neapărat, da. Eu nu vreau să zic cu extinderea, dar nu, nu-i nevoie de extindere. Părerea mea este că e nevoie de reproiectare. Părerea mea este că e nevoie de reproiectare. Ca să cuprindă toate zonele, este nevoie de reproiectare. Pentru că nu știu dacă drumurile naționale de la Biserica Ortodoxă la deal o să dea vreodată vreun aviz. Ca să faci partea asta, să te poți lega cu marginea și partea de peste vale, n-ai cum să te legi de zona asta. Deci ea trebuie reproiectată, gândită și reproiectată pe ansamblu. Trebuie un proiect unitar pe întreaga suprafața comunei. Și când îi se dă tema de proiectare, să îi spună, băi, fratele meu, și ăla din vârful Coșne trebuie legat, și ăla de la sub râpa Tixii trebuie legat. Și atunci, soluția tehnică trebuie găsită de către el. Nu-i complicată. Da, cu configurația terenului, sunt câteva lucruri care trebuie să le aibă în vedere. Dăm cuvântul lui domnul Butucanu, Sorin. Prima dată trebuie să faci, să clarificăm situația juridică a investiției unde avem acum. Că nu băi, putem face nimic în plus. Dacă nu, situația juridică nu avem încă clară. Și pe aceea captarea, că degeaba extindem rețeaua dacă nu avem captarea, că nu e suficientă apă ce vine acum. Captarea e va pe este, nu vrea să împărtate pe contul. Da. S-a găsit doi vot. Citit cu atenție studiul ăsta de oportunitate pentru înființarea serviciului acesta. E un studiu foarte bine făcut. Eu mai că am mai fost lăudat odată cineva. Cineva mai lăudat-o pe doamna asta care a făcut studiul ăsta de oportunitate. Să mă laud și eu. Că a fost eleva mea foarte bună la școală. Ce ți-ți pistea asta? Când și ce-i gata, lasă un pic. Lăsați-vă pe mine. Ce vreau să vă spun? Tot analizăm niște aspecte și nu sunt prezenți cei care răspund din primărie de domeniul respectiv. Și astăzi, uitați-vă, nu-i nimeni. Punem întrebări, cerem relații. Păi trebuia să vină vreo 7-8, închideam jumătate din primărie, da, închideam jumătate. Nu puteam, închideam jumătate, dar nu e așa. E, nu e așa. Noi, președinții comisii, primesc cu materiale înainte să sunt... A fost și problema aceasta cu ISU, nu? Da. Eu m-am uitat acolo, am aprobat, dar eu mă așteptam să văd și eu planul acela. Nu l-am văzut. Am văzut comisia, probabil, prin cuvântul... Păi, comisie, uitați cât arată. Îl puteați vedea la comisie. Pe altfel, ce să facă? 400 de pagini. Păi, dumneavoastră, comisia dumneavoastră, de ce nu m-a chemat un oprem? Și de președinte. Da. Am prezentat ce am avut, cu raportul și cu proiectul de hotărâre. Păi da, 400 de pagini ar trebui să fie o ședință... Dacă nu mai înscrie nimeni la cuvânt, eu supun la vot proiectul de hotărâre. În forma în care este... Facem altfel. Luăm sticuri, da, le dăm, fiecare acasă citește până să convinge că e bine și cu asta... Asta e trecut la Uniunea Europeană, sigur. Da, am trecut. Bine, domnule. Trebuie să ne oblesc, să ne modernizăm. A intrat în cuprins. Da.
A intrat în cuprinsul Uniunii Europene. Deci trecem la... Trecem la punctul 5 din cuvântul, dăm cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice de contări de către Atis Bacău la tariful de 317,73 de tonă fără TVA pentru conectarea de jos municipal în mediul rural cât și din mediul urban. Am revenit la... Da. Domn președinte. Numai un pic dăm cuvântul domnului viceprimar și după aia domnul Vogu. Suma asta de 317 n-are rost să ne legăm de ea, că nu ne afectează pe noi. Asta e la nivel de Adis. Ca să aibă rentabilitate, pe noi nu ne afectează. Că nu, societățile ne afectează. Nu, domnule, suma asta, dacă mă lăsați, asta nu ne afectează pe noi. Nu Adis, nu plătești, noi plătim. Nu, domnule, noi plătim la persoană. N-avem nicio o treabă cu cantitatea asta. Deci discutăm de societăți astăzi aici. Păi nu, domnule, da, dacă n-aștept, domnule Gogu. Discutăm de societăți, nu de persoane astăzi. Domnul Gogu, haideți să lăsăm pe domnul viceprimar să prezinte... La articolul 3, la cuvânt, zice aveți... tarife și preț de... Închiriere, vânzare, recipiente, aia e altceva. Da, tarife și preț. Tarife pentru colectare, separare, transport, așa, este 110,72 lei pe metru cub, iar pentru societățile astea mici, cum am... 317 fără TVA. E 0,5 metri cub, deci aici da, e socotea. Noi de ce vorbim dumneavoastră, domnul Gogu, e vorba acum de deci asta e preț. Să votăm partea a doua, reducerea cantității, care noi am pus-o la o tonă, acum se reduce la jumătate de tonă și domnul Lupică zice că a asistat la o discuție unde ei, cu societățile mici, zice că reduce mai mult acum. Se pune problema, la nivelul județului ca să se plătească 0,25 tone pe lună. Și deci un sfert de tonă. Da, și asta ar însemna în jur de 30-35 de lei de societate comercială, care mi se pare un preț rezonabil. Societățile comerciale de la Uitus, numai 20% au încheiat contracte. De aia sunt toate frundurile pline. Noi trebuie să avem un giganți ăștia care au activitate mare cu produse, mai ales cu legume, fructe, nu au contract cu Rompresto și aruncă pe margine. Și au săptămânal mașini întregi de ambalaj. Și noi nu avem un contract ca dacă nu avem o societate cum la Uitus. Am văzut și nu, din câte. Și noi de-aia trebuie să aprobăm asta ca să avem un aport cadru. Contractul propriu-zis, tot agenții economice fac. Da. Nu-i obligăm noi. Ba da, în secunda când s-a aprobat... Nu e adevărat, domnul Gogu, nu mai vorbiți, domnule. De ce nu vreți să ăsta? Da, vreau, dar nu pot să accept. Domnul Lupică e direct interesat, că are și magazine, are asta și știe. Vreau să vă informez cei de la Rompres, ieri au facturat la societății care au contract, deci li s-a spus că ei ar reduce prețul, dar nu vrea consiliul local. Dezinformează, domnul Bucucaru, dezinformează, dezinformează. Scrie negru pe alb aici 317 fără TVA. Despre ce vorbiți? Domnul președinte, a spus între societățile comerciale, că consiliul local nu-i de acord, că cineva le-a spus că consiliul local nu-i de acord. Dezinformează, domnul Bucucaru. Nu le-a spus, e adevărat că n-a trecut tot proiectul ăsta de hotărâre. Dintre când proiectul de hotărâri, i-au luat un calcul că nu-i de acolo Consiliul. Dar Consiliul deci merge tot în sprijinul... Consiliul care ajută cu vorbe necontrolate. Am avut după aceea, am primit câțiva agenți economici și au suspendat contractul. Și deja ne-a științat Rompresco să luăm măsuri. Noi dacă nu avem un acord cadru, mergem pe acordul cadru semnat prima dată cu o tună. Iar nu-i bine. Eu zic că normal ar trebui să-l semnăm, că oricum e mai puțin decât înainte și rămâne la aprecierea fiecărui agent economic să semneze contractul el, dacă vrea, dacă nu... Este obligat din momentul când s-a aprobat. Domnul, el este obligat oricum, că dacă vine garda de mediu, îți dă o amendă de te-a uscat. Și până la urmă tot aia vine, ascultați ce vă spun. Nu depinde de noi, că vine gardă de mediu. Uitați, vă arăt
că a venit săptămâna trecută două controle am avut. Să-i dăm cuvântul lui domnul Ionel, după care urmează domnul Gogu. Domnul inginer, aveți cuvântul. Eu am citit cu atenție modelul de contract a doua oară, a treia oară acum. Și am constatat că acest model de contract nu obligă societățile să-l încheie. Deci noi suntem chemați să aprobăm modelul de contract și ne craponăm degeaba. Societatea comercială, dacă nu vrea să facă contract, nu face. Sunt alte căi de a obliga societatea să facă la fel. În sensul să scape de deșeuri. Și treaba lui. Sunt alte probleme. Da. Dar și asumă răspunderea. Asumă răspunderea a societății. Să ne craponăm. Eu votez cu două mâini acum. M-am dat primul. Bun. Domnul Gogu, aveți cuvântul. Riscăm să se oprească tot sistemul și dacă deci ce-a făcut bunicior? Nu facem decât să ținem pe loc lucrurile. Da. Adică punem frână așa. Până, să nu problema este în felul următor. Adizul a dezinformat Romprestu. Nu s-au informat câtă populație este în județul Bacău. Au făcut, este un proverb. Ei au făcut județul Bacău cât o RSS-ul. Așa era o vorbă înainte, cum făceau șoferii. Bun. Dacă îi informau corect cât și număr de populație este în județul Bacău, la ora actuală, care produce gunoi în județ, era altă discuție. Ei au luat plasă cu treaba asta, că au dezinformat firma Romprest, n-au avut baza legii, n-au știut exact cifrele. Vă dau un exemplu. Marginea la satul Margea de unii sunt 180 de persoane sunt plecate din sat. 180 de persoane care nu produc gunoi în Oituz. Produc gunoi în Anglia, în Spania, în Italia, în altă parte. Cum poți să-i bași planele la plată? Dom'le, despre ce vorbim noi aici? Una la mână. Au băgat morți la plată. Dom'le, sunt târtii care au... Și nu morți de 2-3 ani de zile, de 7-8 ani de zile, i-au băgat la plată. La nivel de județ, cât din ăștia sunt care Romprestu, arată în calcul. Băi, mă duc la Bacău, mă fac milioane de euro încasez lunar, uite ce populație am la... I-au luat hârtiile care au fost puse în față. Și acum a văzut că nu le iese numărul de locuitori, că n-are cum să le iasă. Nu poți să-l obligi pe la care e în Anglia să plecească cu noi în Oituz. Obligații! Eu nu mă opun la treaba asta. Obligații să plecească cu noi și în Anglia, și în Italia, și în Spania, și în Pădurii. Da. Domnul președinte, ei au luat statistica din 90.000 de locuitori la Oituz. Nu este așa dacă la margine sunt 180 de persoane plecate în afară. La nivel comun, hai să facem un calcul. O fi ceva diferit. Domnul primar, ăsta e adevărul. Îți dau un răspuns, Băschida. La conferința semnului din 2011, noi acum aveam mai multe mici. Și aveam așa, populația stabilă. Stabilă, plecată. Și aveam populația plecată. Asta sunt declarațiile cetățenilor cu semnătură. Am informat corect un preț. Ei, noi i-am informat foarte corect. Nu suntem nici 9.000, nici 10.000. Suntem 8.000. Și ceva. Nu. De toți suntem 8.100 și scădem 1.100 plecați în străinătate. Aia e cifra. Se pare că între timp au mai plecat, e adevărat. Ultima plată care o facem e 6.000 și vreo 700. Ei, acum ce vor să fac? Să recupereze? Li s-a făcut milă, domnule Ladis, s-a făcut milă de Romprest, că nu încasează cât și-au propus. Păi nu are cum să încaseze cât și-au propus, că nu are numărul de locuitori. Și acum ce a zis? Bă, dăm în societăți. Le băgăm aproape 100 de euro, 80 de euro mai exact, de societate pe lună și i-am făcut. Păi faceți socoteală la 3.400 de societăți. Câte sunt trecute, că avem un tabel aici, care cu 80 de euro, vedeți că iese vreo 270.000 de euro lunar numai de la soci. Și ce-ați, băi, aici dăm lovitura. Dar de ce să mă păcălească ei pe mine sau eu să-i păcălesc pe ei? Nu, domnule, la cântat. Am produs o tonă de gunoi, plătesc o tonă. Am plătit 10 kg. Ba da, domnul secretar, aici e discuția. La metru cub. Dar dacă eu produc numai 0,2 metri cub, de ce să produc? Păi aici e corect. Dar când aici dacă se aprobă 0,5 metri cub. Ei obligă societățile că ce fac? Nu mai eliberează autorizații. Obligă primării să mai dea autorizații. Și degeaba ne ascundem. Asta se întâmplă în faza următoare. Că altfel de ce ar fi avut nevoie de votul Consiliului Local? Societatea de societăți, cinstit, nemțește, da, dole, cât ai produs? 10 kg. Atât plătești. Undeva până 40 de bani pe kilogram să duci. Atât plătesc. Am o tonă? Plătesc o tonă. Nu-i păcălesc, nu mă păcălesc. Am eu cântar. A spus domnul director că nu are cum să... Domnule, am cumpărat cântar, îi pun cântarul la poartă și cântăresc gunoiul. Să rămână la societate. Și n-am treabă cu ei. Cât am plătit, cât am produs, atât plătesc. Îi ducem lumea în eroare cu treaba asta. Ei vor ca să Consiliul Local să aprobe,
nu mai eliberează primăria autorizații la societăți, de funcționare, și zice, te-au obligat să plătești suma asta. Și e foarte mult. Să plătești undeva aproape de 400 de lei pe lună tot cu TVA, e extraordinar de mult. Din partea mea, votat și... Deci, sunt cu totul de acord cu domnul Gou. Deci, nu... Deci, cum am mai vorbit, să plătim la cântarul. Visă, la tonă, la kilogram, îți dau bani și gata. Dacă nu, dar nu, să vină să facă contract cu mine. Nu e obligat Consiliul Local ca să iau hotărâri în acest sens. Deci în acest sens nu e obligat Consiliul Local să iau hotărâri. Domnul Lupica, aveți cum e obligat conform actelor... Eu am o propunere, dacă sunteți de acord cu ea. Să votăm modelul de contract cadru, dar în interiorul contractului să-i lăsăm posibilitatea fiecărui administrator de societate comercială să-și negocieze cantitatea. Negocieze contractul cu firma. Și în momentul când am lăsat posibilitatea să-și negocieze cantitatea, el știe ce cantitate de gunoi dă, iar cel care ridică gunoiul apreciază cantitatea care o dă și îi spune, nu ți-o iau pentru că ai mai mult de un sfert de tonă. Nu ai contract. Da. Domnul Lupin, vă dau și răspuns. Articolul 14. Dispoziții finale. 14.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris prin acordul părților sub forma unui act adițional. Și cu asta am pus punct. Este exact ce a zis dumneavoastră. Deci trebuie... Exact ceea ce spuneți dumneavoastră. Noi acum aprobăm un ansamblu de prevederi normative, deci dar strict, eu așa... Dacă ziceți altfel... Eu nu am zis că nu, dar eu zic, zice bine aici. Acolo zice cu acordul părților. Dar dacă l-am prins în contract cu articol separat, că poate să-și negocieze cantitatea, sună altfel. Păi modificarea nu se referă la orice... Da, dar cu acordul părților. Corect, domnul Gogu, haideți că... Și ăla zice nu, eu nu sunt de acord. Acolo scrie acordul părților. Nici nu putem să-i obligăm noi. Domnul Gogu, să ne supunem la vot cantitatea fiecare sunt de cât plătește, la kilogram. Nu un sfert de metru cub, nu un metru cub, nu jumătate de metru cub. Nu putem obliga firmele să plătească. Așa, fără un control. La un control. Păi nu există. De proiectul de hotărâre prezentat, domnul Gogu vine cu o părere, cu o idee. Eu o să supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială și prezentată de primăria comunei Hoituz, așa, și după care supunem la vot și părerea lui domnul Gogu. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, discutată și analizată. Domnul Apostol, vă rog să mă scriți la cuvânt, când spun cine să-mi scrie la cuvânt, dar ați apărut acum, mă scuzați, aveți cuvântul, pentru că eu vă notez aici când... Problema care este, ședința anterioară, când nu a luat aviz favorabil acest proiect, hotărâre, deci avizul ne-a dat termen de 90 de zile. Deci avem 90 de zile la timp suficient să le examinăm, să vedem și să le aprobăm. Dar trebuie să ajungem la 90 de zile. Nu trebuie să ajungem după ceva, dar n-a trecut nicio săptămână și ziția comunica. Și timp este suficient să analizăm, să nu ne privim. Dar nu ce să-l mai lăsăm, acum ori peste o lună? Putem, de moment ce avisul, au spus că Romprestul va veni cu 0,25, să ne dea scris, domnul Pică. Păi aici îl treabă. Nu ați discut. Ei, doarforul, nu suntem în părere. A putea să admită... De ce n-ați scris? De ce n-ați scris 0,25 acolo? Nu, 0,25 de toate. Putem, domnul Pică, vrem să păstrim, să amânăm și... Sunt doar zvonuri. Sunt doar zvonuri ce am auzit. Nu pot să vă spun că este precis. Haideți că... Haideți că să ne înțelegem, să nu încercăm la început. Domnul Butucanu are cuvântul. Mulțumesc, domnul Apostol. Dacă tot o amânăm așa, agenții economici din comuna Hoituz, tot vor plăti 1.300.000 în continuare. Trebuie să clarificăm azi. Deci domnul Butucaru este de acord să prezentăm proiectul de hotărâre în forma așa. Eu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru în forma prezentată? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cu 7.
7 cu 7, domnul Obrea, cum sunteți? Mihai, tot... Mihai, nu știu. Ia, hai să mai ridicați mâna, cine este pentru forma prezentată? Nu se votează domnul președinte. Domnul Eghe. N-am numărat bine. Pare foarte rău, dar nu se votează. Deci sunt 7 voturi, pentru 7 voturi. Nu se votează de două ori. 7, citiți regulamentul Consiliului Local. Regulamentul Consiliului Local, dacă domnul secretar a spus domnule, e bine că stați în bancă și nu ridicați mâna când trebuie, n-am putut să nu zic. Eu știu ce vorbesc, nu se votează. Și eu știu ce vorbesc. Nu s-a supunit la vot de două ori. Nu s-a supus la vot de două ori, s-a supus la vot numărătoarea de două ori. Da, supunit la vot și în ceală. Dacă șapte, la putem fi de acord și cu aia și cu aia. Da. Să fim, trecem la punctul 6, ordine de zi. Dăm cuvântul domnului consilier principal. Nu este. Dăm cuvântul domnului primar. Expunerea de motive, proiectul hotărârii privind stabilirea contribuției comune la finanțarea activității asistență socială. Da. Domnul Lupică Vasile, președintele comisiei, vă rog să prezentați... Da, este obligația comunei Uitus. Trebuie să plătim în fiecare an. Există raport de avizare, sumele sunt stabilite, așa că nu e nicio problemă. Deci contracte anterioare? Contracte anterioare, sigur că da. Dacă nu avem, cine vrea să scrie la proiectul de hotărâre, la discuții, nu avem, să pun la vot proiectul de hotărâre în forma adoptată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Bine, deci cu 14.356. Trecem la punctul 7, ordine de zi, dăm cuvântul domnului Nicu Alexandru, nu este așa, privind vânzarea bunului aparținând domeniul privat al primăriei. Domnul președinte, este vorba de un regulament care a venit la noi la comisie, dar a venit astăzi. Fiind vorba de un regulament, da. Nu poți să-ți dai votul în două minute. Da. Eu vreau să mă uit, să văd, să-l pun de acord cu legea, să văd dacă e cazul să mai fac niște propuneri. Da. Așa că rămâne acest punct să-l amânăm pentru o ședință extraordinară. Da? Și-l analizăm, avem posibilitatea să-l analizăm și să ne spunem părerea. Deci, este vorba de un regulament de vânzare a bunurilor. Pentru o ședință, comisia să... Exact. Da. Mulțumesc. Da. Trecem la punctul 8. Dăm cuvântul domnului primar, expunerea de motive privind 6 metri pătrați din Albea Râului Părău. Comisia i-am dat aviz astăzi. Deci e vorba de Părău Sărat, unde se va construi podul, la Boac acolo, cei 600 de metri pătrați, trebuia să-i dăm aviz că terenul este domeniul public, este domeniul public al primăriei, da. Și trebuie să putem să treacă, să pună proiectul... Așa. Deci, cei 600 de metri pătrați trebuie să fie în domeniul public al primăriei, că altfel proiectul nu se poate executa, lucrarea la Părău. Dacă avem discuții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Comisia a dat aviz pentru... Deci împotrivă nu este nimeni, nu s-a că problema o să fie cu construcția, că dacă începem construcția la podul ăsta, nu o să mai aibă pe unde să meargă mașini, să ia gunoi. Până să dureze podul, pe unde trebuie să facem o altă poate intrare. Nu vine așa apă mare și poate treacă pe la podul buțăit, prin apă și nu prea trec ăștia. Are o posibilitate. Nu trec ăștia. Aici trebuie gândită unde îi facem o altă intrare. Trebuie ori să rămâ podul pe undeva să-i facem. Deci trebuie undeva gândită treaba, o trecere pe altă stradă. Trecem la punctul 9, ori de zi. 9 tuburi, 3 tuburi și trece peste. Identificarea unor terenuri din comuna Voituz, deci asta a ajuns tot la comisia noastră, care din domeniul privat să trece la... E vorba de terenul din spatele dispensarului, care este al nostru, al primăriei, și nu era trecut în să fie al nostru. Deci comisia a dat aviz, avem și schița și proiectul, dacă aveți ceva probleme la proiect. Este vorba de terenul din spatele dispensarului actual, care este. Deci aveam o bucată de teren, primăria. Și nu era trecut în domeniul privat. Da, da. Da, da, da. Da, să-l treacă, să fim stăpâni, adică să fie a primăriei. Eram stăpâni oricum. Păi, eram stăpâni oricum, dar... Da, și toată... O perioadă l-a întreținut domnul Erescu, l-a avut în chirii sau nu știu care a fost problema și... Supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Da, se abține, nu. 14 voturi pentru.
Astea sunt proiectele de hotărâri. Și înainte de a trece la punctul diversii, domnul secretar, am la ședința anterioară din martie, la comisia noastră au fost prezentate o serie de cereri. Sunteți un pic atenți, domnul Ionel. Deci la ședința din luna martie au fost prezentate o serie de cereri care s-au discutat, s-au pus în discuții în ședință, s-au venit la comisii, ca să vedem fiecare cetățean unde cere și ce cere. Că sunt, cum e gelul de pe buldou, a cerut aici în spatele căminului. Să poată să, să stea și el cu... Da, aici am vorbit cu domnul Vâscă și cu domnul Oprea. Da. A zis că nu se poate, așa i-a comunicat lui Gelu, da, că se mută antenele în zona respectivă. Trebuie mutate antenele, că da, da, nu numai asta. Da, ăsta este, ăsta va, domnul, haideți să analizăm lucrurile ca ăsta, este un centru de cultură, domnule. Vie aici face organizare și ăla își pârâi motorul acolo. Adică trebuie văzut lucrurile așa cum sunt ele. Ne gândim la, domnul, acolo de treabă. Deci nimeni n-a spus că i s-a dat aviz sau să la tine, am pus să ne pună în discuții. Noi comisia i-a identificat și i-a putere. Și eu am spus părere. Da. Fiind un centru de cultură, nu poți să faci aici și garaj. Bun. Avem cererea depusă de Acta Telecom, care cere o suprafață 25 de metri pătrați pentru a muta, am înțeles, antenele astea de aici. Iau antenele și antenele de aia, se bate una cu alta. Da. A zis că... Deci mută antenele tocmai acolo și atunci ne faci și noi intrarea. Da. Deci părerea mea, domnilor consilieri, sunteți de acord cu cererea depusă de Acta pentru cei 25 de metri pătrați? Da. Da. Să-și mute antenele de aici, să le dea într-un colț mai încolo, să nu-l încurce, pentru că el trebuie să... Deci, după condiții, să lase prețul, această societate de cablu, are prețul dublu la Uitus, față de Dof, chiar la față de Dărmănești. Acea societate, acolo, e prețul la jumătate față de Uitus. Păi, 150 de lei. La noi e dublu preț. Lasă de dorit de multe ori semnalul, când plouă cu ninge. Dispar și când apar, când dispar programele. Cum plouă sau ninge, semnalul... Când plouă sau ninge, semnalul lasă de dorit. Prețul e dublu față de alte zone. La Dofteana, la Dărmănești, prețul la jumătate față de Uitus. Cui convine, face contractul cu Ministerul de Cabinet. Păi da, dar nu, stați, domnul secretar, aducem altă societate să aibă concurență. Și atunci, păi a fost, dar n-a fost lăsată să... Posturi, dacă... Da. Domnul Vici, poate societate din cablu care sunt? Eu la Sfântul Gheorghe am cu Telecomul, chiar dacă mă duc odată, cu antena. Am cartela, pot să o folosesc și la ONE și la asta, scot cartela. Da. Domnul Boacă, domnul Osoroș. Aș vrea să întreb, ce se întâmplă cu căminul? L-am spus că un an de 3. Nu, da, 3. Eu știu suprafața pe care o are aici. Oricum se fac măsurători. Domnul Oprea, în momentul când se încheie contractul, se face măsurătoare, vine și îi face o schiță, că eu am impresia că... Domnul de la achiziții, domnul Bâscă, eu nu va face un contract, va fi o licitație, nu să ne trezim așa. Cred că ar trebui invers, îi dăm 25 să plătească 100. Da. Invers, asta cu acta... Da, asta e. Să vă prezint a doua cerere care este în Consiliul Chiciorea Viorica, domiciliată în comuna Uitus. Dânsa stănit, dar e vorba despre casa care a fost construită lângă podul Bâțâi de la Moa. Acel teren a fost concesionat de Chiciorea Viorel. Dumnezeu să-l ierte că-l pomenesc, el a murit. A fost un coleg de școală cu mine și îl cunosc foarte bine. Soția acum vrea să intre în legalitate, conform hotărârii noastre în ședința extraordinară care am avut-o. Noi am trecut în domeniul privat al primăriei ca să-i dăm posibilitatea concesionarului să-și cumpere acel teren. Ca să poată intre în legalitate cu casa. Exact aceeași poveste ca la doctorul Paladi, farmacia și toate astea. Dacă dumneavoastră, eu supun la vă cererea, că dânsa a depus și a sunat și din străinătate, că ea este plecată cu familia acolo. Sunteți de acord cu cererea? Cererea va ajunge la domnul Bâscă, care va face documentația necesară pentru trecerea... De aia ne trebuie regulamentul. Da. Dar nu. Am zis. Nu, e clar. Dar ce facem cu cererea? Pentru că eu trebuie să o prezint în ședință. O mai prezentăm o dată, că mai avem o ședință. Da, pentru ședință extraordinară.
În cazul ăsta, dacă nu avem un regulament, am o grămadă de cereri care n-are, cred că nu mai are niște. Toată lumea vrea să cumpere aici? Nu toată lumea vrea să cumpere. Păi e vorba numai de cumpărare. Da, la cumpărare e vorba de regulament. Trecem la Marțapoiul Panga, din satul Hârja. Solicită 3.000 de metri pătrați în fața casei la el. 3.000? Da. 3.000? Nu, 3.000 metri pătrați. Marțapoiul Pavel din satul Hârja. Vă spun că am avut o problemă cu cineva, cu unul domnul Căpățână în zonă și acolo l-am găsit pe domnul Marțapoiul. Undeva stă pe coastă, în spatele casei, unde e o râpă, dar nu știu, eu inițial am fost și am domnul, până nu, să viu cu comisia ca să văd. Dar nu știu ce vrei dumneatale cu râpa asta. Și că, domnule, știți ce vreau? Vreau să o închid, pentru că pe aici e traficul, trec toți cu ciobanii, cu oilii, trec cu stâna, trec cu dintr-o casă. Dar și doamne, ce nu să mai treacă oilii, nu de dracu mai treacă. Da, dar nu... În satul Hârja. Nu. E pe partea dreaptă, în spatele unde și-a făcut domnul director de la banc, post căsuța de vacanță, lângă domnul Căpățână. Râpa aia cu bolovan care... El îmi zice că trece pe acolo cu capri, îi păzește altcineva și îi strică lui acolo. De deci dar animalul ăsta nu se mai pască. Dar să-i strici, îi strică ce? Îi strică păi, mintea. Îi strică mintea. Probabil că el e ciudă. E vorba că de ce trece prin poartă pe la el pe acolo. Îl deranjează la păi n-ai cum să vedeți. Trebuie văzut la cadastru. În primul rând. Trebuie văzut și la cadastru să vedem. Domeniul... 3.000 de metri, dar e o suprafață. E mulată. Deci am spus nu sunteți de acord până nu se lasă. Să blocheze accesul la opera. El spune că trece pe acolo, eu v-am întâlnit. Ședința anterioară am avut o cerere la care s-a spus da să meargă la comisie, sub semnatul Mirti Nicușor din comunitul județul Bacău, satul Ferestrău numărul 92. Solicit prin prezidenta care are 8 vaci, 13 viței, purcei și ce are, în fața localului de acolo, fănațul ăla el are contract până în 2017 din chiriere și ar vrea dacă să termină să-și facă o concesionare pentru că vine toată lumea, aruncă gunoi, nu mai poate ducă vacile, opresc mașinile acolo, aruncă gunoiul, solicită deci pentru concesionarii la teren. Concesionarea la teren. Vrea să construiască ceva? Nu știu dacă nu cred că de construcție, pentru că spune pentru în prezent dețin, deci față de prioritate. Prezint 8 vaci, 13 viței, deci, pentru 36 capi. Creșterea animalelor. Da, pentru creșterea de animale. Terenul pășunat. Intrăm iar sub incidența aceluiași regulament care iar nu există. Închirierea, pe în baza asta, atunci să-i facem închirierea un contract pe 5 ani, că el spune că la partea șoselii, ca să nu se mai arunce gunoi, să nu depoziteze, vrea să facă un pic de gar, cât din sârmă, din până nu-i gata amenajamentul pastoral. Da, dar, deci comisia îi dă avis, îi spune, da? Deci să trecem acolo, că... Închirierii. Și în momentul când avem pastoral, o să-i dăm închirierea, să-i facem atunci. Păi da, ca să nu mai treacă cerere încă o dată. A, bine, am înțeles. Noi acum îi dăm avizul și să ducem... Nu mai vine altă cerere suprafață. Da, să... Zice de suprafață ceva? 1,2 hectare, că atâta e suprafață. Adică... Da. Metri pătrat. Toată limba aia de acolo pisti, da. Care-i în fața casă, în fața lui și al lui domnul Naiman, în fața... Nu numai în fața lui, și partea cealaltă. Da, toată partea. Păi pe la, intră pe acolo lumea cu mașinile, ăla lasă gunoiul, lasă gunoiul, dar și... El dacă face un gar la intrare acolo, am salvat. Nu se mai aruncă gunoi, nu se mai... Corect, și asta e bună intenția. Intenția lui nu este rea de ceea ce vrea să facă. Deci omul nu vrea să construiască. Nu, e satul de construcție. Dar ce să facă? Nu poate, e țava de gaz metan pe acolo, nu. Deci omul vrea să facă numai un gar la drum, să nu mai intri mai căruțele. Să care acolo. Avem cereri că sunt. Domnul Bulileti, legitimat așa, domiciliat în Onești, vă rog să mă închiriați suprafața de teren neprotejat situată în fața casei personale, în satul Hârja, 25 de metri pătrați, 25 de metri lungime cu 10 lățime. Și în frumuse țări. În fața porții. Da, în fața casei. 200. Deci Bulileti este vecin cu cel care a cerut 3.000.
stă lângă domnul Căpățână cu Marța Poi. Deci eu am fost în zonă la... Eu am avut treabă la Căpățână, nici de cum la asta. Ceea ce vrea să facă domnul Bulineti, nu vrea nici să pască, nici să la... În fața casei lui acolo, în fața porții la 4 metri, pleacă curând pe așa. Când din toate prundurile, nu mai are unde să trece nici cu piciorul. Să nu mai vină lumea, mai nu mai poți să nu... Este ani de zile. Da, da, acolo că nu-l duci tu. Păi nu-l duci, nu, nu, trece pe drum. Pârâul ăla care trece pe acolo e plin de gunoi. În spate, deci trece prin poartă. Da, și aruncă gunoi acolo. Omul nu vrea să producă nimic. Atâta vrea, a pus niște plăcuțe de astea de la panouri, care iei cimentul și am grădit acolo 25 de metri cu 10 metri lățime, cât se în fața poartei. Eu stă în oraș și a zis, domnule, când viu aici sâmbătă și duminica, așa stă gunoiul, așa stă... El așa astfel, Bulilet, încă are un nume mai... Dacă nu încurcă pe altcineva... Nu încurcă pe nimeni și nici nu vrea omul să facă altceva, deci nu. Numai ca să... Să nu arunce cu noi. Să întrețină terenul curățenie. Și spune ce până la urmă găsim un scop. Pentru frumuseții, să nu ai în fața porții. Asta nu dacă... e. Păi închiriere? Da, închiriere. Bineînțeles. Închiriere, da. Fiecare deci asta... Dacă sunteți de acord, eu cu mă lași și duc la acord. Ca închiriere, da. Domnule, eu... Domnule, pentru închiriere am vorbit până acum. Deci sunt 250 de metri pătrați conform schiței ce spune acolo. Oricum, proiectul ăsta va trece. Când va face contractul de închiriere, va trece... Dar și atâta are terenul acum și atâta are după aia. Valentin, ai fost tu la fața locului, n-ai fost cu nimeni. Deci eu sunt unul care nu a fost. Dar nu sunt de acum, deci nu cer, eu am cerut un aviz acum, că, adică... Deci comisia după aia trebuie să meargă la față, nu mă duc acum, eu comisie, domnule. Eu am fost din greșeală acolo, că am făcut treaba la Căpățână. Unul Căpățână m-a dat în judecată pe mine și a trebuit să mă duc la el acolo, să discut cu Căpățână. Domnul secretar, am o propunere și vă rog să o treceți în procesul verbal. Întotdeauna când mai vine cerere de închiriere, de concesionare, de construcție, să existe avizul vecinilor. Să aibă avizul vecinilor, domnule. Pentru că tot timpul se nasc discuții și se nasc probleme. Și comisia se deplaseze în plen. Exact. Păi comisia trebuie să meargă la fața conform acum, dacă vii de... Da, eu de exemplu, eu n-am fost acolo și nici nu mă duc, dar n-am nicio garanție că cei doi vecini care au făcut cereri mai înainte nu au discuții pe chestia asta și nu se ceartă. Fiecare vrea aceeași suprafață. Vedeți? Nu e pe aceeași. Deci ăsta avea 250 metri în fața casei lui. Dacă există că avizul vecinului că se poate face fără tulburare, da, de acord. Oameni buni, deci nu există pășuni. E idealul ăla care e numai petriș de la fața acolo. Astea când vin... E o piatră de aia care curge la vale, nu? Merge la agricol și agricolul spune acolo, domeniul privat, domeniul public, se poate, nu se poate. Pășune, fânaț, neproductiv. Să scrieți un procesul de bani. Corect. Categoria de folosință exactă, că noi nu știm acum. Atunci le scria bâscă nu știu cât și după aceea nu s-a aprobat. Acum, de aia... Aprobarea de principiu ca să se... Este principiu să nu mai se lucreze cu hârtie. Degeaba și după aia nu le aprobăm. Că nu umbli, că noi oricum trebuie să le dăm un răspuns. Dacă nu o facem atunci... În momentul când îi dăm răspunsul, ei vin la primărie, bâscă va face documentația și pleacă. După aia vine la comisie ca să ducă la fața locului. Nu mă duc la comisii eu ca să votărăsc. Au numai de înregistrare, au numai și propunerea mea este că nu aprobăm. Bine, propunerea ta este că nu aprobăm, dar nu acum când o să punem aprobării, o să punem aprobării. Proiect și toate nu aprobăm. Acum cererile trebuie să treacă prin comisie, prin ședință. Că dacă nu trec, ce facem? Lasă ședința următoare? Ce răspuns îi dăm lui Chiciorea Viorica care sună din Anglia? Păi nu, dar dau un exemplu și nu trebuie prezentat. Domnul Eghet, nu mai mă luați că aprob eu singur, că n-am aprobat eu singur. Deci ori când a fost nevoie, v-am chemat la fața locului și am studiat problema, nu că aprob eu singur. Nu știu dacă am aprobat. Am fost și la tine acasă și ai aprobat, ai scris pe botul la mașină. Când ai aprobat, de exemplu, lui Dănu Juja. Și când ai venit în ședință, așa de beat ai fost, că nici nu ai știut ce ai semnat. Deci ai dat aviz lui Juja Dănuț în fața porții la tine.
Și când ai venit în ședință, scuze-mă că spun, ai venit în ședință și ai spus așa, eu nu sunt de acord. Zic, dar atunci de ce ai semnat, domnule, în fața porții la tine, că acolo era și terenul. Cum n-am fost de acord, domnule? Păi ai fost de acord pe scris, dacă n-am discutat în ședință, ai zis nu, îți dau o înregistrare. Păi da, haideți să fim o leacă atenți și să știm ce votăm și ce nu votăm. Da, mai avem două cele. Fițec Daniel din comuna Ciuperceni, județul Dorj, solicit în fața pieții din comuna Voituz, lângă stradă, 25 de metri pătrați ca să vând cruci de piatră. Totul se vinde în piață. Scurt. Avem 4 hectare de piață și el vrea șosea. La piață am văzut chiar am văzut în loc adică, să parcheze mașinile. Deci, ar trebui băgat. Omului trebuie să-i dăm un răspuns, domnule Ghedea. Înăuntru, să intri în piață. Toți comercianții. Deci acolo îi trimite, îi facem o adresă scrisă și primește scris în piață. Avem 4 hectare și așa că are loc în omul. Ați spus că aia cu crucea de sâmbătă stau sau unul cu motor. De sâmbătă stă să ocupi loc în față, în loc să fie obligat în bine că nu vrea în șoseaua DN11. Păi te face o cerere, vrea să dăm în fața primării. Da, domnul primar. Hai să închidem parcarea aia și facem un donator. Rotarul Mihai din comuna Voituz, vă rog să-mi aprobați cererea de luare în concesionare sau închirii punctul Șaroșa, suprafața de 1000 de metri pătrați. Pășunat pentru animale. Pentru creștere de animale. 1000 de metri pătrați? 1000 de metri pătrați. Face saivan, an. S-ar putea să fac un saivan și să ducă după aia. Ei, nu, an. Aceeași problemă. La șosea? Dacă acum depus cererea. Dacă centru comunii. Deci trebuie identificată unde cererea solicită 1000. Dacă noi... Șaroșa e mare, oameni, iartă-mă. Alo, comisia se va duce, îl cheamă pe Roșca Mihai, mergem la fața, unde vrei, venene? Aici. Bun. Păi scrie Șaroșa, dar eu știu unde mai e. Aici ne-ai scris cu motul, unde mă duce? Băi... Nu se duce. Domnul Osoroș Mihai, deci eu văd hârtia ca și tine în față, nu știu unde. Luăm legătura cu cetățeanul, mergem la fața locului și vedem unde vrei. Nu se aprobă. Nu se aprobă, dar noi trebuie să-i dăm o răspuns. Păi da, eu le citesc degeaba, că după aia veniți nici chiar. Și asta e o treabă. Da. N-am zis Șaroșa e mare. După ce termin cu cererile, avem și diverse, domnul Sterpu. Cristian Marian, concesionar la piață, vrea să... No, până vine ploaia. Conform legii 215 care s-a aprobat, n-avem cadru. Nu e regulament. Până nu e regulamentul, Cristian Marian. Vrea să cumpere. Da. Suprafața aia din spatele de la tot. A concesionat și acum vrea să o cumpere. Da. Da, ocupat. Cred că mă sună domnul Iegher la mișto, că e 1-3-1. Cu domnul Roșca Vasile. Cel care a dat terenul pe Coșna, acolo sus, și primăria a făcut un drum pilotul lui. Am analizat-o ședința trecută și a spus că omului trebuie să-i dăm în... Nu, lăsați că am închis. Undeva vrea, din rezerva primării, să-i dăm la schimb. Nu vrea bani pe terenul care ne l-a dat nou acolo. Am fost la agricol și am scos harta, avem teren destul, loturile care sunt... Și s-a spus atunci domnul primar să meargă comisia la fața locului, să omul până când îi facem actele să poată să... Sare, să pui luțierne, să pună ceva, pentru că terenul lui gata, e terenul. Era vorba la ședința trecută, deci voceți la fața locului, stabiliți un loc și... Domnul, deci era vorba la ședința trecută. Așa. Că eu mă duc, scot documentația de la primă, găsesc unde este terenul, am identificat terenul și acum dacă ne dă avizul, comisia vom merge la fața locului să îi spunem omului, venene, ăsta de aici, ăsta de aici și de aici, este a dumneata. S-a găsit terenul. Păi așteptăm ca să ne... Vedeți exact ce întreba Iegher, că să nu mă duc singur. Eu atunci pot să-l iau pe Iegher boacă și ăla. Și lotul sus păi sunt într-o ședință, lasă-mă. Au același mărime? Nu e reprimă, dar teren pentru drum. Ăsta e un teren pentru drum. Da, știu. Vreau o bucată, dar da.
Ați identificat ceva undeva? Osoroș Robert din Comuna Voitus, cel care cu construcția asta pe balul acolo, la Iștan Nebunu, cum îi spunem noi. Solicită ca să intre în legalitate și el cu terenul. Deci Osoroș Robert, care e lângă Prund, acolo, solicită să intre în legalitate, el terenul deține de vreo 10 ani, 15 ani acolo. Dar l-a ținut abuziv. Folosește. La, păi nu știu cum l-a ținut, că toată lumea îl ține abuziv. Dar ce vrei să-mi spui, că mai la vale îl ține ilegal? Nimeni nu-l ține ilegal. Nu-l ține păi? Și-a construit pe terenul ăla, are concesionare, ce are? N-are nimic, a făcut un graj acolo și s-a asistat de către primărie. El are doi copii, are trei copii, are un cal și n-are să-l țină. A făcut acolo o cocioabă pe marginea drumului. Unui teren. Ei, și omul cât e de mare. Da. Vrea unul să intre... Da. Tu, spuneți în față, azi cât este. Vă atrag atenția. Am primit de la Apele Române, după petiția care am făcut-o, un răspuns. Și până pe nu știu ce dată trebuie să eliberăm terenurile alea de sarcini, pentru că vin să fac o lucrare provizorie în vara asta, că pe urmă de la anul de pe 2017 vin cu proiect de consolidare a malurilor. Și dumneata vrei să-i dai lui ăsta să intri legalitate? Domnul, nu acuzați pe mine, nu vreau eu. Eu sunt președinte de ședință și citesc cererea. Deci nu am spus eu că eu depozităm lui. În vara asta trebuie eliberat de terenurile alea de sarcini de acolo care s-au închis abuziv. Că ăștia vin cu lucrare și nu poate să facă lucrarea din cauza. Vreau să-i dau, eu nu acuzați pe mine că vreau. Eu sunt ales președinte de poliție. Ședință? Eu trebuie să-l citesc. O am acasă. Și scrie ca primăria să îi elibereze terenul de sarcini. Ba da, are și primăria. Un articol care prevede eliberarea tuturor albilor de rezervă. Deci are albea pe care curge și are o albe de rezervă. Și pe albea de rezervă nu se mai dă autorizație de construcții, nu se mai fac închirieri, nu se mai fac concesionări, nu se mai fac nimic. Scrie legea. Asta e clar. Scrie legea. Am citit-o. Eu v-am spus ca să știți. Nu propun ca să-i dau. Acolo e simplu unde zice domnul Sterbu, e simplu că există gabioane. Și ei au venit peste gabioane. Și casa unde o are, el acolo vedea zârta. Deci așteptăm după ce punem în discuție, după ce numai puțin. Pensat. Avem încă o problemă la diverse, dacă mă ascultați. Da, domnul viceprimar. Haideți, mă rog, să termin, că o singură cerere mea și după aceea trece la capitolul diverse. Avem cererea lui Balint Eugen. Înainte de sala s-a dispus. Ce îi facem cu cererea? Ce trebuie răspuns să-i trimitim? Că nu îi se aprobă în spatele Căminului Cultural. Nu știu ce se identifice o altă suprafață de teren. Bun, să caute o altă suprafață în altă parte. Și de fapt un locaș de cultură. Și să facă altă cerere, auzi? După aia dacă spun eu că îi dăm... Să-l ajutăm, nu sunt problema. Trebuie să-l ajutăm pe genul, dar nu aici, că aici nu e, e un locaș de cultură. Ai găsim un teren mai aproape și el acolo. Îi găsim, să caute el undeva acolo, în prun lângă el și îi dăm acolo. Dacă mă ascultați puțin. Capitolul diverse, domnul viceprimar. La diverse. Domnul Eger, hai să spui că nu știi, știi ce am discutat acum? A venit de la DSP-ul cu fântânele. Noi am băgat mai multe fântâni în domeniul public, care nu ies niciunele bune la analiză. Acum, având instalație de apă și oamenii și-au băgat mulți, unii cu aprobare verbală, alții fără aprobare verbală, acum am băgat... Abuziv. Acum că a băgat, cel puțin ne dăm seama că cantitatea care se colectează nu e suficientă. Deci trebuie să urgentăm cu toate. Și atunci am fost și am identificat izvorul ăsta care l-am trecut în domeniul public, care l-am încercuit aici la moară, care le-au plăcut, și budăiul de la margine. Și a mai fost unul care le-a plăcut de la domnul Nițu peste apă, la drum, la Ghioane, care e încercuit, numai că trebuie să le încercuim cu un gard. Ăsta care e la baraj, n-a fost de acord, pentru că... Le-a plăcut, a ieșit și potabilă apa. Da, și a ieșit potabilă. Aia este chiar le-a plăcut, le-a plăcut
Și a ieșit și potabil. Dar și la fondul atunci, negru nu-i bun? Nu, dar trebuie încercuit. Aici e problema. Ei zice zona de izvor trebuie încercuit. Da, este, nefinda, cu, este cu zonă de protecție sanitară și atunci, severă. Așa și atunci nu trebuie să... Le-am, zonă de protecție sanitară severă. Și atunci le-am scos că altfel ne dă niște amenzi fantastice. Acum, dacă îmi dați să continui. Acum, cum am dat voie să încercuiască acolo, oamenii din zonă vor să pună o cameră de luat vederi, să nu se mai arunce mizerie, și ca să pună cameră de luat vederi să filmeze pe zona publică, noi trebuie să-i dăm o aprobare, să aibă o hârtie la mână, că altfel poate să-l ia vecinii, că domne, de ce supraveghezi zona? Dacă dumneavoastră sunteți de acord, noi facem o hârtie și orientează camera de luat vederi. Dar trebuie o aprobare, să aibă o hârtie la mână, față de vecini, că ăia se ceartă, de-abia puțin s-a stins conflictul acum. Unde pe moală? La moală. La moală vrea să bagi numai fântâna. Nu, dacă imaginea, n-ai voie de pe... Dacă ai camera ta, n-ai voie dacă nu ai aprobare. Nu, ea vrea să-l pună, dacă cine ai face o reclamație, n-ai voie. M-am interesat și numai cu aprobare. Pe domn... Da, dar ea filmează pe domeniul public și atunci dacă sunteți de acord să-i dăm o hârtie pentru să filmeze, să nu se arunce gunoi. Să aibă dreptul de a filma pe domeniul public. Da. Atâta. Ca să nu se arunce, că s-a făcut chiar frumos. Acum chiar s-a stins conflictul, au pus... Da, dar trebuie... Domnul primar, am și eu o singură întrebare. Băieții aia care au cumpărat acolo unde a avut Mitruț. Ce vor să fac acolo? Unde a venit? În prunt. Unde a avut Mitruț tractoare? Au chiriat de la nevastă lui Mitruț. Nu de la chiriat, a cumpărat de la moștenitorii, nu Mitruț. Au chiriat de la oficial, n-a cumpărat, legal n-a cumpărat drumul. Au chiriat și ce vor să fac acolo? O fabrică de asta de bolțari, de hașă. Ei, oameni buni. Acolo e de apropierea caselor, că produce pulberi, produce... Nu, dar produce zvonuri. Nu știu... Cum? Puteați cu beton, domnul Vasile. Da, domnule, dar beton, ăsta, bateria primă la beton trebuie manipulată. Păi, aia se manipulează, numai pulberile sunt și suntem în apropiere acolo, domnule. Adică el trebuie să-și ia un aviz de mediu. Dar bineînțeles, dar nu e data când s-a făcut. Dar nu-i aprobă mediu dacă nu are... Nu-i dă voi, nici exploatare. Deci atenție la autorizație. Atât. Gata. Domnul președinte, gata, închidă. Domnul, dacă nu mai este cineva, la capitolul diversii, domnul Gogu s-a scris la cuvânt până acum. Dacă se mai înscrie cineva la cuvânt, să știm. Dacă nu, după domnul Gogu urmează domnul Boacă. Hai! Din satul Călcăi, așa se... Domnul Gogu, aveți cuvântul. Domnul Vici, domnul primar. În legătură cu drumul de la... Stați, nu știu. Drumul de la... care vine de la fosta fermă de la Bătcă, e drumul vine drept până la Părâul Băgnii. Acolo este pot peste Părâul Băgnii, când s-a împărțit ferma, s-a greșit că nu s-a lăsat drumul continuitate până în drumul care vine de la piață la drumul județean. Trebuie luată legătura cu proprietarul de teren de acolo, dacă acceptă un schimb de teren, sau primăria să-l plătească. Avem mulți oameni care au pământ dincolo de Părâu, în livadă, și nu poate să treacă cu căruțele, cu tractoarele, cu tot, să treacă din coace către sat. De la de din stadion acolo, zici, nu? Nu la stadion. Mai sus, unde podul peste Părâul Băgnii. Mai sus de țeava de gazmeta. Mai sus. Acolo e blocat drumul, s-a împărțit greșit loturile acolo. Dacă s-ar găsi... Dar dacă i s-a dat... I s-a dat terenul acolo, domnul primar. Ce să-i facem? Se poate, păi de asta zic, oamenii au venit acum la Ara, la Samana, la Discuit, nu poate să treacă cu utilajele pe acolo. Ies în drumul național, să ia poliția, ci drept, na, care nu sunt înscrisi, care nu corespund, și s-au rugat să facem cumva, dacă se poate, să facem legătura la drumul ăla, din drumul dincolo de Părâu până dincoace, în partea asta. Să vedeți că acolo vedeți cum face să deblocăm. Măsurăm terenul lui Mare, nu-l luăm din primărie.
podul există. Are loc un la teren să te... Acolo este, este podul care deservește peste pârâu, atâta continuitatea la, la drum trebuie rezolvată. În legătură cu balastrarea de la piață până la drumul județean. Ce știți, domn primar? Se poate, domnul Vici, care... Da, de azi toamnă tot spun de asta. Domnul viceprimar! Domnul primar, dacă ploile astea, nu poate să vină lumea la piață. Ce noroi dacă nu putem să mai facem nimic, dacă... Dar e balastul de pe prun, domn primar. Nu-i vina noastră dacă nu s-a vrut, ce să facem acum? Balastul din prun, nu balastul din concasat. Nu-i mare. 10 mașini de balastru s-a completat drumul ăla până la deal. Aici drumul de la cimitirul catolic până la margine. Ce putem face cu el? S-a pus niște balastru bolovan cât capul. Putem să aducem niște balastru mărunt să punem? S-a rezolvat problema. Bine, atât am avut de spus. Domnul președinte, după ploile astea a stricat toate drumurile din comuna Otus. Haideți să balastrăm, să plombăm drumurile, toate drumurile, domnule. Nu mai pisărite aici, da, acolo nu. Acolo să pui la boacă, pui pont, așa sunt tare. Mie. Vedeți dumneavoastră, domnul Boacă, dacă nu erați absent de la ședința de acum 3 luni de zile, când n-ați venit la o ședință, cu adevărat că era balastrat. Dar ați fost la o ședință când trebuia să venim. Aaa, asta e un principal. S-a rezultat problema a satului Călcăi și a copiilor de acolo, dumneavoastră n-ați spus. Ca fiind consilier de zonă, n-ați venit la ședința aia și a fost un mare. Dar au fost alți consilieri. Ei bine, au fost alții, dar domnul Osoru și-a ținut cuvântul lui, dar dumneavoastră ați lipsit nemotivat foarte greșit atunci. Ați greșit. Asta e un răspuns care vă dau eu scurt. Și canalizare prin stradă. Păi. Dar eu v-am dat un răspuns ca președinte de ședință, de comisie. Da, domnul președinte, dar să face drumurile astea sau nu? Acum notează domnul secretar, după care îi vom... Asta în funcție de ce bani, ce bani, ce bani, ce bani, ce normal. Acolo bate, bate și aua asta. Și se face în drumurile astea noastre. Da. Dacă nu-i puneți la pământ. Dacă nu-i puneți la pământ. Dacă nu-i puneți la pământ. Da, mulțumesc, domnul... domnul Apostol și... Tot despre drumul de la piață a fost vorba, dar a spus domnul Gogu... Da, dacă a spus domnul Gogu... Fraților, nemai având... Domnul viceprimar, drumul ăla... Nimic, eu ședința o declară închisă.